Oana Cristina Popa a ocupat funcții diplomatice la ambasada română din Zagreb, unde a fost ambasador al României în Croația în perioada 2005-2009 și în Ministerul Român al Afacerilor Externe. Ea a fost onorată de două ori de președintele României cu medalii de merit diplomatic, pe care le-a primit în 2002 și 2008. Între 1998 și 2002 a fost director executiv al Comisiei Româno-Americane Fulbright din București. Excelența sa este născută și crescută în România. După ce a obținut diploma de master în studii de pace la Institutul Kroc, ea a câștigat un doctorat în istorie și relații internaționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, România. Am fost totdeauna interesată de afacerile internaționale, a spus Popa. La Institutul Kroc am devenit încântată de ideea unei cariere în diplomație. Când ești ambasador, nu te ocupi doar de relațiile bilaterale dintre două țări, a spus ea. Se tratează probleme care implică regiuni întregi, terțe părți și organizații internaționale, a explicat Oana Cristina Popa într-un interviu despre funcția pe care o exercită ani la rând.